folosesc și la altele. L-a dezinfectat, sterilizat, curățat, inclusiv apa pe care o beau în fiecare zi. Pentru mine asta e o măsură, are 750 de mililitri și o beau în fiecare zi. Și îi dăm drum. Haideți să vedeți frumusețe. Ei, imaginați-vă că apa, în timp ce noi vorbim, devine pură. Aerul, mâncarea, alimentele, tot ceea ce tratez cu ajutorul imunocubului meu, devin mult mai curate și mai sănătoase. Am simțit-o, repet, pe pielea mea. Bun găsit, dragii mei! Bun găsit în seara asta la o nouă emisiune de astrologie, așa cum v-am obișnuit. Iată, ne continuăm demersul, merg lucrurile, ne aflăm în fața penultimei eclipse din an, cea de pe 19 noiembrie, și mai avem una care are loc pe 4 decembrie, e o eclipsă parțială de soare, este de văzut, totală, pardon, de soare, care face pereche cu eclipsa de soare care a fost în primăvară. Și această eclipsă face pereche cu cea din 26 iunie, dar aș vrea să încep cu cuvintele colegii mele de la Iași, Anca Tăutu, care spune în cartea Gânduri printre rânduri că zilele acestea puterea gândului este foarte mare. Deci, țineți minte, puterea cuvântului, gândit sau rostit, este mult mai mare ca de obicei. Și mai ales astăzi, adică pe 19 noiembrie, când suntem la intensitatea maximă a acestui flux de energie, prin urmare trebuie să fim foarte atenți la impactul asupra mediului energetic, care poate fi unul foarte puternic și mai vizibil dacă știm să-l privim. Cea de-a treia eclipsă are loc vineri. Pe 19 noiembrie, cum vă spuneam, este o eclipsă parțială de lună, vizibilă în America, nordul Europei, estul Asiei, Australia și Pacific. În România, influxurile ei se vor resimți undeva în jurul orei 11:04, deci ziua, face parte din ciclul Saros 126, și încheie ciclul eclipselor care au debutat în 9 noiembrie, care a debutat cu eclipsa parțială din 9 noiembrie 2003. Și acum, ca să înțelegem de unde pornim, aș vrea să vă ofer câteva date la care ne raportăm. În primul rând, eu lucrez cu harta României de la 1 decembrie 1918. Soarele este în săgetător, ascendentul este în vărsător, luna în scorpion, în casa 8-a, și aici găsim apetența poporului român pentru liderii scorpion, de tip scorpionic, ăia care te încânt, apoi, cum zic, se zice în zilele noastre, ți-o trag, vezi Constantinescu și Băsescu. Apoi, Uranus natal este în domiciliu și foarte aproape de ascendent, la doar 4 grade și 10 minute și este... Părerea mea este că este conducătorul temei astrale a României și vreau să vă spun că și comportamentul nostru al românilor este unul tipic uranian. Mai mult, Uranus face o poziție cu Saturn. Stăm noi ce stăm la o pinca ăluia mai avut și când îi se pune pata să te ții. Pluto este în conjuncție separantă cu Jupiter în casa a cincea a copiilor. Păi de, nu avusărăm noi peste 1 milion de avorturi mai acum 10-15 ani? Creativitatea este și ea în floare. Jupiter este în conjuncție cu soarele din casa noua și vorbește clar despre exportul de materie cenușie. Tinerii deștepți, foarte deștepți, tinerii care pleacă la studii și nu se mai întorc acasă. Axa nodurilor lunare este conjunctă cu axa mijlocul cerului, fundul cerului. Tragem, tată, cât în cape de pe urma erorilor de decizie. În plus, nodul nord este conjunct cu soarele și cu Venus. Pe de o parte ne vindem pe nimic, pe de altă parte avem conducători de alte etnii și religii. Asta ca să mai bag și eu un cui. Nu spun cu răutate, ci este o evidență care poate fi verificată de-a lungul istoriei. Marte este exaltat în Capricorn, în casa 11-a viitorului. Avem momente în care strălucim și istoria a demonstrat-o de atâtea ori, ca imediat să ne prăbușim în cea mai neagră sărăcie, în condițiile în care știm, stăm
pe un munte de aur. Culmea mai e că noi suntem cei care ne vindem țara, iar bogățiile inestimabile pe care stăm nu le vom exploata în folosul nostru parcă niciodată. Iar acum tranzitele la zi, să vedem de unde ni se trage. Într-adevăr, foarte multe decese, numai departe regretatul Petrică Mâțu Stoian, neșansa de a face un tratament care nu trebuia făcut. Un lucru foarte interesant este Lilith, din casa 8-a, moarte și renaștere, doar că acum parcă este puțin certată cu partenerul ei Pluto și în tranzit prin casa a 12-a lucrurilor neștiute, generează haos, un fel de mișcare browniană la nivel social. Mai mult, Pluto tranzit face pătrat cu Marte și el în tranzit prin casa 8-a. Deci un context cât se poate de tensionat cu care va trebui să ne obișnuim și pe care trebuie să ne-l asumăm ca să putem să mergem mai departe. Odată cu plecarea lui Marte din Scorpion și din casa 8-a pe 24 noiembrie, iar din Scorpion pe 13 decembrie, veți vedea probabil că va scădea și numărul de decese. Pluto în Capricorn și Saturn în Vărsător, în tranzit prin casa a 12-a, mă duce cu gândul la lecții de viață neînvățate, dar și la aranjamentele serviciilor secrete, care vreau să spun că nu sunt unite, nu rezonează toți pe aceeași lungime, de unde, ba din potrivă, cred că avem vreo 4-5 facțiuni. Iar Saturn natal din casa diplomației în Leu face pătrat cu conjuncția Soare-Mercur în tranzit și da, multă lume intuiește ceea ce se întâmplă și anume că președintele nostru pare să fie o marionetă în mâinile celor de afară. Uranus în pătrat cu Neptun vorbește despre banii aruncați aiurea și alimentează reacția oamenilor de pe stradă. Și mă opresc aici. Revenind acum la conjuncția despre care la eclipsa despre care vă vorbeam, trebuie să vă mai spun că există o triplă conjuncție, Soare-Mercur-Nod-Nord, în casa noua, care readuce în discuție temele propuse de eclipsa totală de lună din 26 mai, nu 26 iunie, angrești, 26 mai. La aceasta se adaugă Marte în tranzit cu trecere peste luna natală a României din Scorpion și în casa 8-a, în opoziție cu Uranus în tranzit, în casa a doua. Deci, Marte este pe axa financiară. Și tot acolo se produce și eclipsa la un moment dat, e în tranzit. Această interpoziție aduce în discuție. Și acum atenție, fluctuații financiare, căderii ale burselor, obligă guvernul să se aplece mai atent asupra producției industriale a țării atât cât mai este, asupra relației cu băncile și instituțiile financiare, să reflecteze real la puterea economică a țării și la rata șomajului, să caute soluții pentru echilibrarea PIB-ului și pentru restructurarea taxelor și impozitelor, pentru să găsească bani pentru creșterea pensiilor, dar și pentru creșterea indemnizațiilor de creștere a copiilor. Posibil să asistăm la o reorganizare a tot ceea ce înseamnă Minister de Justiție, sistem justițiar, instanțe, sistemul de promulgare a legilor și decretelor, a regulamentelor și standardelor. Posibil de asemenea să asistăm la înființarea a noi ministere. Va aduce sub lupă lumea diplomatică, dreptul internațional, ambasadele și ambasadorii vor fi luate în discuție. Numai departe, fac aici o paranteză, să ne aducem aminte că ambasadoarea Franței și-a permis să-l cheme pe directorul ANPC să-l tragă de urechi de ce a propus închiderea unor magazine care știm că sunt concernuri franceze, lucru care mie mi s-a părut un pic deplasat, făcut la vedere și asta mă intrigă cel mai tare, că nimeni nu sesizează intruziunile din afară în politica românească. Da, asta este, probabil că vom vedea mai departe. Vor fi luate în discuții măsuri care vizează imigranții și oficiile de imigrări, poliția de frontieră. Ieri, numai departe, ieri, ați văzut ce accident teribil a avut,
de migranții care vreau să treacă în o mașină. Toată lumea s-a mirat de 6 locuri în care erau 17 persoane. 2 au decedat, dar acum au încăput persoanele alea. Bine, ei fiind slăbuți, n-am... Probabil că ăsta a fost și unul din raționamentul pe care l-au... și s-a pus în momentul în care a urcat în mașină, dar din păcate totul s-a terminat acolo. Se pun în discuție frontierele internaționale, comunicațiile internaționale și transportul. Transportul pe distanțe foarte lungi care au bătaie pe străinătate. De asemenea, am putea asista la reformularea tot ceea ce înseamnă idee de import și export, comerț exterior, vamă, extinderea comerțului cu străinătatea în condițiile în care se pare că se prefigurează o criză economică, dar mai am puțină răbdare, totuși nu vreau să vorbesc despre acest lucru, vom vedea ce se întâmplă. Deși eu n-aș crede, e o chestie așa cu două tăișuri, cu dus întors. De ce spun treaba asta? Pentru că în toată perioada din ultimii 2 ani, în România, peste 70% dintre firme au lucrat. E adevărat, s-au închis foarte multe firme. Cel puțin firmele mici au falimentat pe capete, dar au fost instituții care au funcționat non-stop. De-aia spun că, în schimb, o relație de inversă proporționalitate în acest context a fost și este creșterea exacerbată a prețurilor. Deci eu mă sperii când văd ce este la carne, ce este, mă întreb ce face ăla care are o pensie de 600 de lei sau de 800 de lei în condițiile în care un kilogram de carne, astăzi m-am uitat, este 345 de lei. Adică 34,50 de bani. Este imens, nu-și vor, vai de sărbătorile de iarnă pentru acești oameni. Posibil să vorbim de Casa Noua și de editare, lumea să se întoarcă la citit și să înflorească publicațiile științifice și filozofice, religioase, cu susținerea masivă din partea populației, prin credința forțelor spirituale din comunitățile de credincioși, din biserici și din mănăstiri, prin reprezentanții acestora. Cercetarea științifică și tehnologia de cercetare, precum și invențiile, ar putea cunoaște o nouă formă de susținere și vă spuneam mai acum 2 săptămâni că eu mă aștept ca în 2022 să avem parte să aflăm despre o descoperire extraordinară care este o gură de aer pentru toată situația tensionată de pe global vorbind, și că totul s-ar putea să aibă legătură cu resursele energetice. Și tot pe fondul acestei diseminări a informației și a conștientizării sociale, mă bucură faptul că o fostă colega mea, de-a mea din presă, Corina Crețu, a pus problema și Carmen Avram au pus problema în Uniunea Europeană legată de faptul că în mediile online a început să circule o informație cum că vom traversa o perioadă foarte neagră, deoarece 2-3 săptămâni nu vom avea curent. Și s-au ridicat amândouă ca niciodată, s-au unit și doamna Maria Gabini, pe acolo și-au sus, cer să se facă verificări și să se aducă la, să se ajungă la un numitor comun care să poată fi adus publicului vis-a-vis de acea pană de curent care i-a băgat pe foarte mulți în sperieți. Turismul, văd din ce am văzut, ar putea să-și reintre în drepturi, bineînțeles, în anumite condiții. Soarele este conjunct cu nodul nord pe axa mijlocul cerului, fundul cerului și în opoziție cu luna, care este conjunctă cu nodul sud, poate sugera o explozie de reformulări la nivel național, mai ales dacă ne gândim la situația care este acum în Parlament. Nici la ora actuală România nu are un premier după demiterea lui Florin Câțu, dar asta e că nu asculți
când ți se spune, vezi că e Mercur retrograd, nu te apuca să bagi o moțiune de cenzură. Și cum vă mai spuneam, în ultimii 7 ani, cel puțin 2 premieri numiți de PSD au fost numiți pe Mercur retrograd. Lucrurile astea nu se fac chiar așa. Chiar dacă Mercur retrograd nu înseamnă doar cădere, nu înseamnă... Eu totdeauna l-am interiorizat pe Mercur retrograd, mai degrabă tind să cred că Mercur retrograd înseamnă o coborâre în sine și o analiză a noastră, a acțiunilor noastre și a ceea ce ne propunem noi să facem câteva luni de acum încolo. Ei bine, când însă sunt lucruri pe negândite, lucruri decise deodată, s-a ajuns în situația în care s-a ajuns. Să sperăm că, din păcate, această interpoziție pe nodurile lunare este axa destinului. Nodul sud, eu nu îl privesc ca pe o karmă. Karmă înseamnă acțiune, pur și simplu. Nu are nicio legătură cu ceea ce ne închipuim noi cu vis-a-vis de vieți trecute sau trăiri sau moșteniri de-a lungul generațiilor. Pur și simplu în sanscrită, karmă înseamnă acțiune. Dar eu privesc nodul sud și să știți că astrologia deceniului 8 a susținut foarte puternic această idee, și anume că nodul sud este purtătorul calităților și dorințelor pe care noi le avem ca să le punem în aplicare în această existență și să materializăm nodul, scopul nodului nord. Dar este foarte greu de înțeles acest lucru, pentru că în acea oală, cum ați văzut, este un omega întors, nodul sud, acolo sunt și calități, și defecte, și lucruri începute și neterminate de-a lungul generațiilor, nu numai de noi. Lucruri pe care noi trebuie să le folosim, să le materializăm și să ducem lucrurile mai departe. De asemenea, apropo de nodul sud, el este, cum spuneam, depozitarul talentelor și capabilității noastre de a pune în valoare lucrurile despre care vorbeam. Totul are loc pe fondul unui trigon în semnă de foc, energie, intuiție, dinamism, strategie, organizare, renaștere. Luna, Neptun, retrograd, Chiron care este în berbec, și leagă casele întâi, identitatea națională, cu casa a șasea, cei care muncesc, atitudinea față de muncă și rutina organizată, leagă printr-o inconjuncție. Munca de fiecare zi este vorba despre munca propriu-zisă și nu despre carieră, atenție mare, ci munca în general privită, și o altă relație este cu casa a noua, despre care vorbeam mai sus, care este o casă a spiritualității. În primul rând, eu privesc casa nouă ca pe o casă a spiritualității, pentru că este o casă a filozofiei și a metafizicii, dar, într-adevăr, este și o casă a studiilor superioare, o casă a filozofiei, dar și a spiritului de aventură, a drumurilor lungi. Deci trebuie să privim, eu, cel puțin, privesc ceea ce se întâmplă la ora actuală în România ca pe aventură. Altfel nu pot să-mi explic ceea ce se întâmplă. Pluto este în tranzit și este focarul unui trigon minor între conjuncția Soare-Lună și el în tranzit și în conjuncția Chiron-Natal-Neptun-Tranzit. La o privire mai atentă, vedem că eclipsa aduce un model planetar de tip aripi. Configurația este foarte subtilă când se pune problema ascensiunilor profesionale sau unor promovări. A ieșit în evidență talentul unor oameni pentru relații publice, deoarece aspectele implicate fac posibile transferuri prin complementaritatea între oameni. Când aspectul se formează în tranzit, el reprezintă un moment social de anvergură alături de dreptunghiul mistic și de zmeu, care apăreau în 26 mai.
Sugerează putere, talente de negociator, capacitatea de a rezolva conflicte și provocări, talent pentru diplomație și resurse umane. Ea acționează intens și puternic, dar cu puterea armonizată din interior-exterior, cu echilibru și presupune căi noi de urmat. Adesea, aripile dezvoltă talente și abilități care conduc spre realizarea personală prin spirit vizionar. Pe de altă parte, luna natală a României din casa 8-a, cum mai spuneam, susține investițiile străine în țară și profitul din alte investiții, rezultatele acordurilor și alianțelor, precum și negocierile, dar și reconstrucția și renașterea țării. Dar atâta timp, repet, suntem într-un moment de blocaj, pentru că noi încă nu avem un premier, noi încă nu avem o direcție clară încotro ne duce. Și iată cum această eclipsă parțială de lună vine și scoate în evidență ceea ce vă spun. Oricum, rezultatele nu le vom vedea decât peste vreo 2-3 ani, nu acum. Vom trece până atunci prin purgatoriul crizei, a calamităților naturale și a accidentelor violente și vom avea suport acțiunile autorităților de suportat acțiunile autorităților fiscale, impozitelor pe venit, datoriilor și obligațiilor naționale. Totuși, fiind vorba despre opoziția Marte-Uranus, cu Marte trecând peste luna natală, probabil tot mai multe voci cer alegeri anticipate și schimbarea direcției încotro merge România și o fac cu virulență verbală care, pe mine, una cel puțin vreau să spun că mă sperie. Trebuie să ne gândim la o activitate susținută în aceste domenii, dar și la scadența unor împrumuturi, într-adevăr, făcute în anul precedent pentru susținerea economiei aflată în impas. Atât Marte cât și Uranus fac un pătrat cu Saturn în tranzit. Deci sunt extrem de tensionate relațiile. Deci această eclipsă vine, cum spun eu, și pune paie pe foc. Aceste tensiuni presupun un efort continuu de a transforma tensiunile interne în armonie, fără a le permite să se exteriorizeze. Aceste tensiuni sunt factori de stimulare și încurajare în găsirea unor soluții, numai să se vrea să se ajungă la aceste soluții. Pentru că în anumite situații pot fi factori care implică drumul de mijloc, fără a crea adversități, dar m-aș îndoi că în România drumul de mijloc contează acum. În România totul trebuie să se producă rapid, energic și foarte punctual, vreau să spun. Ce să vă mai spun? Stabilitatea și dinamismul configurațiilor despre care vă vorbeam indică punctul central al comunicării, în timp ce opoziția oferă o viziune mai largă asupra lucrurilor și își propune să integreze valori complementare și antagonice ca persoana să poată ajunge la maturitate și că românii trebuie să-și depășească zona minimă de confort și să pornească în căutarea ceea ce își doresc ei cu adevărat. Și în general se menține tensiunea în mediul internațional cât și în cel național. România este ca un cazan sub tensiune. Conflictele care afectează evoluția sa, spectrul foamei, care nu știu cum să spun, este și nu este, spectrul relațiilor pe care unii din unele partide politice nu doresc să-l mai mențină și își doresc să-și croiască propriul drum. Adică să aibă identitate. Cam atât este despre această eclipsă. Poate că pe unii v-am întristat, poate unii zâmbiți, nu credeți că se întâmplă ce spuneam că se întâmplă, dar mai așteptați un pic și veți vedea ce va urma. Are un miros ca după ploaie. Ei, mie îmi place foarte mult, am sentimentul că natura e curățată, că inhalezi un aer cât se poate de curat, de ozonificat, da? Și în condițiile în care ai această percepție în propriul birou, îți creează acea zonă de confort, să
o numim așa. E un aparat care eu l-aș mai cumpăra o dată. Bun. De acum o să trecem, ne ducem la previziunile pentru săptămâna 15-21 noiembrie. Bineînțeles, vom începe cu berbecul. Păi, tu nu lăsa argumentele altora să stea în calea adevărului tău. Nu te îndoi de tine. Nu te mai îngrijora. Nu mai fi nemulțumit dacă nu poți acorda la, nu te poți acorda la tot ceea ce se întâmplă în jurul tău. Acest lucru sugerează faptul că ar trebui să-ți găsești propria cale. Fii atent la ce visezi, deoarece s-ar putea să-ți transmită un mesaj, mai ales că palas a revenit în mers direct. Poți deveni mai conectat la partea ta spirituală pe măsură ce intuiția sporește. Ai încredere în tine. Vorbesc despre acea fațetă a Minervei sau a Atenei, numită Palas Atena, care se referă la calitatea ei de mediator, de foarte bună logiciană și de foarte bună strategă. Așa, eclipsa parțială de lună are loc pe axa financiară, deci va trebui să acorzi mai multă atenție banilor, intrărilor și ieșirilor, cheltuielilor de familie. Posibilă mutare de forță la locul de muncă cu schimbarea statutului social. În plus, ai alte lucruri mai importante decât să-ți faci griji. Iunona este în Capricorn și în sectorul carierei, încurajându-te să-ți asumi mai multe responsabilități la locul de muncă și să devii mai ambițios. Perfecționează-ți imaginea pentru a obține ceea ce dorești. Relațional, Venus călătorește prin Capricornul subtil în această săptămână, ceea ce presupune că ești mai atractiv pentru semnele de pământ, cum este Taurul sau Fecioara. Intuiția ți este la îndemână, deoarece pala s-a revenit, cum spuneam, în mers direct în pești, așa că a ghici ce este în mintea cuiva este mai ușor decât de obicei. Profesional, parteneriatele și vor face o impresie bună și pentru a face această impresie bună, mă uit pe hartă, trebuie să fie foarte bine, necesită odată timp, apoi să foarte, foarte bună strategie și diplomație în a le pune în mișcare. Lucrurile sunt complexe acum. Politica la locul de muncă te-ar putea plasa într-o situație stânjenitoare între doi oameni puternici. Fii atent, va trebui să alegi. Financiar, săptămâna aceasta este despre banii altora. Dacă încerci să strângi capital pentru o nouă afacere, este timpul să te gândești la modul în care produsul sau serviciul tău va schimba peisajul în domeniul în care activezi. Sănătate. Ai atât de multe de făcut pentru care ai putea să fii recunoscători. Multe lucruri merg bine în viața ta acum. Totuși, nimic nu este mai important decât sănătatea ta. Încearcă să ai permanent în minte acest lucru, nu doar când te îmbolnăvești sau, Doamne ferește, ai vreun accident. Bea multă apă pentru a-ți menține articulațiile lubrifiate și stai departe de grăsimile saturate, care includ cum este laptele integral, brânza, untul gras, smântâna. Folosește ulei de măsline în loc de unt ori de câte ori ai ocazia. Taur. S-ar putea să muncești mult săptămâna aceasta pentru a echilibra forțele. De asemenea, s-ar putea să fii sfâșiat între pofta de aventură și nevoia de comunicare. Oricum, concluzia este că ai libertate de a face și de a vorbi despre lucrurile pe care le dorești. Acesta este un moment important pentru a-ți întinde aripile în ciuda oricărei opoziție și a zbura. Nu poți greși cu nimic care implică învățământul superior, religia sau spiritualitatea. Eclipsa parțială de lună are loc pe axa relațională, deci vineri, în mod special, aș vrea să fii foarte atent pe de o parte la relațiile de familie, iar pe de altă parte la relația partenerială. Posibilă înnoirea contractului de muncă, de asemenea posibilă încheierea unui contract cu bătaie lungă
care să te ajute să treci peste perioada asta dificilă. Mare grijă la sfârșit de săptămână, deoarece aduce conflicte majore datorită opoziției dintre Marte și Uranus în semnul tău, ceea ce face dificil să se ajungă la un compromis. Nu vrei să-ți sacrifici independența și libertatea, dar cauți un partener constant. Încearcă să găsești un echilibru care să te facă fericit. Relațional îți place să păstrezi detaliile intime ale unei întâlniri, așa că dacă prietenii tăi se bazează pe tine să le fii confident într-o poveste de inimă albastră, vor fi foarte dezamăgiți. Profesional, emoțiile pot deveni mari. Prietenii de la serviciu îți sunt încă de ajutor. Merge foarte bine pentru cei care lucrați în domenii care țin de familie, de dezvoltarea comunității sau de nevoile femeilor. Unele tensiuni dezvoltate în subsidiar pot aduce întârzieri care să blocheze capacitatea ta de a face o treabă bună. De asemenea, poate fi dificil pentru ca oamenii să găsească un teren comun de discuții cu tine. Financiar, accentul se mută pe relații săptămâna aceasta. S-ar putea să te gândești cum să atragi tipuri de clienți cu care vrei să lucrezi. Vorbesc de genul de muncă pe care dorești să o faci sau cum să faci bani dacă vrei să faci lucrurile mai bune. Oricare ar fi cazul, faci pași importanți în această săptămână, deoarece combinația de energii schimbă complet peisajul angajării tale așa, cu ceilalți oameni. Așa că banii pot să înceapă să vină. Ca sănătate, în timpul tranzitului curent, vei simți impulsuri neobișnuite și bune pentru a face lucrurile care trebuie să le faci. Te vor motiva să mergi înainte și să-ți extinzi orizonturile. Încearcă să aplici această energie în dietă, analizând rețete sănătoase care folosesc ingrediente pe care de obicei nu ești dispus să le abordezi. Dar dacă o vei face, te vei bucura și mai mult de mesele tale. Uite, de exemplu, în loc de carne, poți să încerca să folosești legume, brânză proaspătă, în loc de smântână în cafea, lapte de grăsat. Și asta este o soluție. Gemeni. Pasiunea extremă care conduce săptămâna sugerează că ai putea să întâmpini opoziții pe măsură ce apar mai multe informații. Comunicarea poate colora scena altfel decât ți-ai imaginat-o. Pe măsură ce are loc eclipsa parțială de lună, s-ar putea să te simți blocat într-o rutină tensionată, mai ales că Marte face pătrat cu Saturn, ceea ce va face dificil să te concentrezi asupra unei sarcini anume, mai ales dacă descoperi că planuri importante au fost anulate. Tensiunea continuă să crească cu Marte în opoziție separantă cu Uranus, creând o zi de surprize neașteptate și adesea neplăcute, în timp ce încerci să găsești o modalitate de a te vindeca de trecut și de a merge mai departe. Junona a revenit și a mers normal, aduce posibilitatea transformării relației de la o fază la alta, pe măsură ce se formează o legătură mai puternică între tine și cei din jurul tău. Încrederea devine foarte importantă, așa că află unde este nivelul loialității tale înainte de a-ți lua un angajament serios. Relațional, îți place să te joci și să tachinezi cu discuții și texte sugestive, în timp ce Mercur călătorește prin Scorpionul seducător, dar misterios. Stilul tău de flirt va fi irezistibil, așa că dă-i bătaie. Din păcate, discordanța dintre Marte și Saturn, care se suprapune peste eclipsa parțială de lună de vineri, amenință să strice orice progres romantic din ultima vreme. Deci, fii foarte atent ce faci. Profesional, așteaptă-te la niște coincidențe fericite. Este un moment bun pentru a fi activ și a contacta persoane interesate de tine. Va fi important să ai la locul de muncă oameni pricepuți și o companie bună. Cu cât ai mai mulți prieteni la serviciu, cu atât te vei descurca mai bine și îți va fi mai bine. Financiar, aspecte armonioase pun accent pe sectoarele de muncă și de sănătate.
Este important să fii deschis în comunicarea de afaceri. Lucrând pe ascuns, nu te va promova și nu vei câștiga banii pe care îi dorești. Mai bine fii diplomat și evită să fii prea strident sau prea exigent. Ce e prea mult strică. Ai grijă. Totul ține de echilibru. Ca sănătate, este timpul să te concentrezi pe îmbunătățirea nivelului general de sănătate. Singurul pericol este epuizarea. Ai putea fi atât de dornic să faci progrese mari cât mai repede, încât este posibil să te rănești. Ia-o mai ușor și pe rând. Este cea mai bună cale de urmat în viitor. Îmbunătățește ceea ce faci pentru sănătatea ta, făcându-ți timp să observi ceea ce îți place să faci ca să te simți bine. Observă felul în care îți place să te simți și urmărește să promovezi această stare prin ceea ce mănânci, cât și prin mișcarea pe care o faci. RAC. Ideile practice, științifice sau spirituale sunt sângele vieții tale, ca să spun așa, săptămâna aceasta. Pe de altă parte, ai putea să-ți extinzi cunoștințele. O mare parte din ceea ce înveți se bazează pe tehnologii de ultimul tip, precum telescoape sau acceleratoarele de particule și vari device-uri de ultimă oră. Mare parte din ceea ce înveți poate fi confuz, dar tu rămâi pe linie pentru că mai târziu vei realiza că este bine faptul că ai participat la aceste cursuri. Eclipsa parțială de lună îți trezește interesul pentru magie și mistic, cu Pallas care a revenit în mers direct în sectorul filozofiei și a metafizicii. Pallas scoate în evidență latura ta spirituală și o transformă într-un moment ideal pentru a învăța despre Reiki, despre cristale, despre astrologie, despre energie sau mai multe despre propria ta cultură. Iunona este în Capricorn, în casa parteneriatelor. Eu zic că este momentul potrivit pentru a face un angajament major, inclusiv o relație romantică, o ofertă de muncă sau rezolvarea unei probleme financiare. Totul depinde de tine și de context. Relațional, săptămâna aceasta este una emoționantă pentru că ești sub influența atât a soarelui cât și a lui Mercur din Scorpion, cât și a eclipsei parțiale de lună. Când vine vorba despre dragoste, te joci pentru a fi tu și nu ți este rușine să spui asta. Cu Pallas revenit în mers direct, ai impulsul psihic al cunoașterii. Știi acele mici presentimente pe care le-ai avut despre cineva în ultima vreme? Ei bine, se vor confirma acum. Profesional, lucrezi de acasă sau de la birou. Ești mulțumit de ceea ce faci? Săptămâna aceasta ai ocazia să-ți reevaluezi poziția, relația cu șefii, cu colegii, cu locul de muncă sau cu întreaga carieră. Dacă îți urăști jobul sau nu te simți satisfăcut, nu te descurci cu cei ostili sau superficiali, ar putea fi timpul să acționezi, în sensul că este un moment bun să-l întrebi pe șeful tău ce crede despre felul tău de a munci, despre munca ta. Nu de alta, dar evenimentele aduc un potențial unui nou început, în special în ceea ce privește femeile sau orice lucru care protejează comunitatea în general sau un loc de muncă legat care are scopul a ceea ce aminteam anterior, de a hrăni și de a proteja. Financiar, săptămâna este o perioadă de tranziție, mintea ta s-ar putea să se concentreze pe orice la care lucrezi acum. Este important să reții că accentul cade pe dragoste, pe copii, pe familie și distracție și va trebui să-ți pui mintea la contribuție pentru a veni cu produse și servicii noi care să răspundă nevoilor tuturor categoriilor de cumpărători. De ce spun asta? Pentru că de pe urma unor asemenea idei pot să vină și bani, și bani frumoși chiar. Ca sănătate, s-ar putea să simți tot ce este în neregulă cu lumea.
dar alții ar putea să nu fie la fel de conștienți ca și tine. Influxurile astrale provoacă cu siguranță oarecare frustrare, un sentiment de inegalitate căruia ți este greu să îi ții socoteala. Pentru a-ți păstra starea de spirit stabilă, include în alimentație suplimentele de vitamina A și C. Fructele și legumele proaspete alimentează organismul, dar eu te-aș sfătui ca orice exces de energie să-l eliberezi fie prin mișcare, fie pe banda de alergare de acasă, dacă este posibil, fie alergarea propriu-zisă în parc. Leu. Tu ai putea să apelezi la ajutorul prietenilor pentru a-ți crește abilitățile legate de calculator. De exemplu, ai putea fi interesat acum de latura artistică a computerilor și să dorești să te specializezi în grafica pe calculator sau animația pe calculator. Un podcast ar putea fi de asemenea de interes. Posibil să primești câteva vești neașteptate despre o creștere a veniturilor, chiar și întârziată. Eclipsa parțială de lună îți îndreaptă atenția spre interior în timp ce te concentrezi pe creșterea emoțională. Este o perioadă frumoasă în care soarele formează un trigon cu Neptun. Reconectează-te la latura spirituală pe măsură ce te reinventezi și o iei de la capăt înainte de noul an. Pui un onan capricorn, dedică-ți energia propriei tale îmbunătățiri în timp ce îți creezi obiective care te vor ajuta să devii mai bună versiunea ta. Vei avea disciplina suplimentară pentru a duce lucrurile la bun sfârșit. Relațional, cu soarele în scorpion, ești uimitor de sexy săptămâna asta și încrezător în forțele tale. Și de ce n-ai fi? Îți place când toți ochii sunt ațintiți asupra ta și știi exact ce să faci pentru ca acest lucru să se întâmple. Un soi de teatralitate în felul tău de a fi. Eclipsa parțială de lună face să experimentezi trigonul emoțional Soare-Neptun de care aminteam și care te-ar putea totuși fi atent aduce în pragul dezamăgirilor, ca imediat să te facă să explodezi de fericire. Dacă ești indecis, ignoră stările de spirit și bazează-te pe intuiția ta. Profesional, oamenii sunt deosebit de temperamental sau capricioși săptămâna aceasta. Cel mai bine este să ignori comportamentul iritant al acestora. Este o perioadă norocoasă și ar trebui să te simți deosebit de bine. Construiește-ți împreună cu prietenii care te susțin interesele în carieră. Cu toate acestea, imediat după prânz, te poți simți destul de apatic, chiar și leneș. Aș spune că perioada este bună pentru cei care iubesc fotografia, mass media sau publicitatea care ajunge la un public mai larg. Evită însă amestecarea afacerilor cu politica. Financiar, ai încredere să-ți scoți ideile în lume într-un mod nou. Unii te percep ca profesionist și te invidiază, dar nu le este teamă să-ți spun acest lucru. Între timp, aspectele săptămânii pun accent pe călătorii, pe educație și spiritualitate, încurajându-te să intri în contact cu talente noi în cadrul unui atelier de formare. Urmarea va fi o lovitură pentru contul personal din momentul în care vei începe să-ți împărtășești cunoștințele. Ca sănătate, astfel fac să te simți, dacă nu cel mai bine, atunci cel puțin la fel de energic, cum spuneam. Există oarecare mulțumire știind că ești un suflet vibrant și emoțional. Pentru a rămâne sănătos, atât din punct de vedere fizic, cât și din punct de vedere mental, nu te zgârci să faci mișcare în această săptămână. Fă-ți o prioritate din a face exerciții care te revigorează, fie că vorbim despre mersul pe jos, alergat, ridicarea de greutăți sau ceva mai practic, cum este grădinăritul. Pregătește de iarnă grădina. Orice activitate care îți activează circulația sanguină ar trebui să fie prioritatea ta numărul 1.
Fecioara. O nouă poveste de dragoste ar putea debuta săptămâna aceasta pentru tine. O veche prietenie ți-ar putea părea brusc mai mult, mult mai mult decât este și va duce relația într-o direcție cu totul nouă. S-ar putea întâmpla însă și invers. O dragoste veche ar putea să reapară și să reînvie latura intelectuală a relației voastre, transformând prietenia în prietenie o veche dragoste, o veche iubire. Circumstanțele din jurul tău se schimbă și tu la fel. Mintea ta începe să se miște puțin mai repede când Mercur va face conjuncția cu Marte. Acest aspect se află în zona comunicării, făcându-te să fii cu un pas înaintea tuturor. Folosește-ți viclenia pentru a face planuri mari pe care să le poți realiza cu ușurință, cu puțină inteligență, dar cu multă creativitate. Eclipsa parțială de lună are loc în vecinătatea opoziției Marte-Uranus din Taur, servindu-ți o plăcintă fierbinte atunci când realizezi că s-ar putea să te înșeli în legătură cu o anumită problemă sau mai precis cu o anumită persoană. Lasă jena deoparte și deschideți mintea la idei noi. Relațional, Palas reprezintă gândirea profundă, este în mers direct și unește puterile cu eclipsa parțială de lună. Afli câteva informații de încredere. Fii atent la semnalele pe care le primești pentru că ești pe drumul cel bun și ar trebui să fie peste tot aceste semnale. Când stăpânul tău planetar, Mercur, face o conjuncție cu puternicul Marte în condițiile impuse de eclipsă, cuvântul are putere, ce vă spuneam în prima parte a emisiunii. Cuvântul creează. Cuvânt nu întâmplător, și aici fac o paranteză, și Biblia începe cu, la început a fost cuvântul. De ce? Pentru că cuvântul are funcție energetică. Până și Dumnezeu a apelat la cuvânt să treacă universul din stare pasivă în stare activă prin numire. Deci un lucru, închid paranteza. Nu-ți fie teamă să vorbești despre dorințele și nevoile tale. Persoana potrivită va găsi sinceritatea ta deosebit de sexy. Profesional, din punct de vedere emoțional, s-ar putea să te simți tolerat mai degrabă decât centrat. Acest lucru te aduce într-o poziție mai bună pentru a rezista oricăror critici din partea oamenilor cu care lucrezi sau pentru care lucrezi. În această perioadă s-ar putea să ajungi în atenția șefilor cu putere de decizie. Fă ce știi și ce poți, pentru că evenimentele te aduc la o răscruce, de tine depinde pe care drum o vei lua. Financiar, ai aspecte care te duc la ceva aproape, cum ar fi găsirea sufletului pereche. O să mă întreb ce legătură are asta cu bani. Păi are, pentru că în momentul în care tu simți într-un anumit fel, ai și chef de muncă și ai mai mult chef de a crea, iar ceea ce creezi iese la vânzare și poți să scoți banii serioși de pe urma acestuia. Sănătate, examinează stilul de viață pentru că ați dat seama cum îl poți îmbunătăți. Ești entuziast acum, așa că folosește această oportunitate pentru a îmbrățișa schimbarea. Primul lucru pe care ți-aș sugera eu să îl pui în practică este să echilibru între muncă și odihnă. Poate că trebuie să fii mai ferm atunci când ai de-a face cu acele obiceiuri vicioase. Există un conflict între sursele interne și cele externe de energie în timp ce tranzitele săptămânii le fac vizibile. Acordă atenție conflictelor și încearcă să le folosești în avantajul tău. Cu felul tău de a fi, aceasta poate fi o provocare. Balanța. S-ar putea să te miști prin ceața romantică, imaginativă, spirituală, adică să fii cu capul în nori. Totul poate părea perfect și minunat, poate prea minunat, zic eu, pentru a fi chiar așa cum pare. Lucruri cu echipamente de orice fel, computere sau alte dispozitive electronice, te-ar putea ajuta să te agăți de realitate.
Ai putea profita de această ocazie pentru a te specializa în grafică și tu, în grafică computerizată. Uite, semnele de aer săptămâna aceasta au ce au cu grafica computerizată. În timp ce lucrezi la idei noi, creative, concentrează-te pe bucuria care ți-o oferă și nu pe orice câștig care ți l-ar putea aduce. Eclipsa parțială de lună te tentează să-ți valorifici creațiile. Cu toate acestea, dacă nu faci ceva cu pasiune, nu va funcționa. Pe măsură ce ne apropiem de iarnă, ai putea să începi să te simți ca o persoană de casă, mai ales cu Iunona în Capricorn, în sectorul familiei. În următoarele câteva săptămâni vei fi foarte atașat de casa ta și să îți păstrezi familia cât mai aproape în timp ce te pregătești de sărbătorile de iarnă. Relațional, te simți inspirat să-ți deschizi viața amoroasă către noi posibilități acum, cum spuneam că Pallas este în mers direct. Ai multe ocazii pentru care poți să zâmbești, iar eclipsa parțială de lună amplifică emoțiile generate de trigonul Soare-Neptun și scoate la suprafață emoții pe care poate te-ai străduit prea mult să le suprimi. Un plâns bun te poate face să te simți mai bine, să știi. Iunona, care răspunde de relațiile și angajamentele romantice, este în Capricorn și sugerează că ești gata să urci muntele și să vezi ce este în vârf. Dar la orizont nu te interesează? Profesional, săptămâna începe într-o notă puternică. S-ar putea să te simți mai agresiv decât de obicei. Cred că a sosit vremea să te amesteci totuși printre oameni. Ar trebui să te bucuri de un feedback pozitiv din partea clienților și a colegilor. Dar acest lucru nu garantează că vei primi aceleași puncte ca ceilalți de la șefi. Ea spune că perioada este foarte bună pentru comunicare. Abordează dificultățile ca probleme care trebuie rezolvate. Fii cel care poate evita conflictele mărunte. Evenimentele aduc potențialul unui nou început care să-ți îmbunătățească perspectivele de angajare dacă vrei să te duci spre un alt loc de muncă. Financiar, uneori, a vorbi prea mult este rău. S-ar putea să afli unde este această limită săptămâna aceasta. Universul poate întuneca lucrurile care pot lucra de asemenea manieră încât mesajele să fie deranjante sau nelivrate. Vestea bună este că activitatea din cercurile sociale, grupuri și sectorul de angajare pe cont propriu atenuează orice neînțelegeri prin cuvinte amabile și gesturi liniștitoare. Ca sănătate, energia astrală de săptămâna aceasta scoate în evidență sau la suprafață latura ta emoțională. Este important să-ți împărtășești sentimentele cu oamenii pe care îi iubești. În loc să stai în siguranță în spatele poziției defensive de încredere în sine, ai încredere în ceilalți. Chiar dacă asta te va face și pe tine sau pe ceilalți incomozi, relațiile care merită pot supraviețui confruntărilor ocazionale. Nu pretinde că cunoști gândurile celorlalți. Respira adânc și controlează-te înainte de a vorbi. Scorpion. Ai putea să vezi un prieten vechi într-o lumină nouă, de exemplu ca un posibil partener romantic. Prietenii ar putea părea să-ți dea răspunsuri la toate problemele tale. De asemenea, ai putea fi brusc convins că ai cei mai buni prieteni din lume. O astfel de perspectivă poate fi bună atâta timp cât nu începi să lucrezi în ideea Nu încep să crezi că lumea este perfectă. În momentul în care îți închipui acest lucru, e sigur că vei întâmpina nu doar blocaje, ci și foarte multe neliniști. Încep săptămâna devenind foarte social cu Mercur și Marte încă în conjuncție, ceea ce face o zi numai bună pentru a cunoaște oameni noi. Poți face o impresie grozavă cu farmecul și pasiunea ta, așa că folosește-ți talentele în avantajul tău.
Eclipsa parțială de lună te îndeamnă să te distrezi pe fondul trigonului între Soare și Neptun, încurajându-te să găsești plăcere în orice faci. Aș spune că este o zi grozavă pentru a alege un nou hobby, pentru a-ți schimba stilul vestimentar sau chiar pentru a-ți lăsa imaginația să preia conducerea. Relațional îți plac jocurile amoroase și erotice, cu atât mai mult cât Soarele și Mercur sunt în semnul tău. Oamenii au puține șanse să te prindă. Deși dacă cineva se străduiește ceva mai mult și este cu ochii pe tine, merită atenția ta. Eclipsa parțială de lună însă își spune cuvântul, crește activitatea mentală și te face să fii extrem de sigur pe deciziile pe care vrei să le iei. Opoziția confuză dintre Marte și Uranus te-ar putea face să ghicești ce urmează. Nu-ți plac schimbările bruște, iar acest aspect ține de ele. Apropo, nu crede chiar tot ce auzi. Profesional, fă ce poți pentru a-ți conserva resursele. S-ar putea să te simți foarte posesiv în ceea ce privește instrumentele de lucru de la locul de muncă. Îți sare țandra pentru un șervețel sau o agrafă pentru hârtii sau dacă cineva îți folosește calculatorul. Eu zic, fără să-ți se ceară, eu zic că cel mai bun lucru este să recunoști că e o perioadă încărcată, că problemele de management ar putea face să te simți frustrat, iar loialitatea ta față de companie ar trebui să fie reciprocă. Cam asta gândești. Financiar, săptămâna asta nu vei avea parte de impedimente și nici de abatere ale atenției. Accentul cade pe carieră, ceea ce este grozav. Cu alte cuvinte, vorbim de noi șanse de promovare. Înseamnă că visele și ambițiile se combină armonios în casa banilor proveniți din muncă proprie și a valorilor personale. Dar nu cheltui încă ceea ce nu ai, deocamdată. Ca sănătate, se pare că trăiești mai mult mental în ultima vreme, dar nu-ți uita corpul în cadrul acestui proces. Deși este posibil să-ți îmbunătățești rutina prin exerciții de respirație sau sport, asta nu înseamnă că îți va face să-ți bată inima mai repede. Nu. Cea mai bună cale de urmat ar putea fi să le încerci pe ambele. Fă-ți antrenamentul zilnic, apoi folosește-ți imaginația pentru a ajunge la următorul nivel. Tendința de a vorbi înainte de a gândi va fi ceva la care va trebui să fii atent. Învață să cauți satisfacție, ne-ați cunoaște propriile sentimente, fără a le exprima neapărat altei persoane. Săgetător. Pentru că viața profesională merge cât de cât bine, s-ar putea să te respecti visând cu ochii deschiși. Folosește simțul practic pentru a stabili un curs de acțiuni viabil. Visele nu se împlinesc de la sine, se materializează doar prin planificare și prin muncă asiduă. Intră puțin mai devreme în sezonul sărbătorilor de iarnă, de exemplu. Decorează-ți spațiul. Palas, care a revenit în mers direct în sectorul familiei, te ajută în acest sens. Moment bun pentru a-ți reîmprospăta spațiul, pentru a-l face mai confortabil sau reconfortant, mai ales dacă nu pleci de acasă de sărbători. Partenera pe care o dorești s-ar putea să se joace cu Iunona în sectorul valorilor personale. Poți înnebuni comparând viața ta cu altora, asta ți afectează în mod negativ stima de sine. Încearcă să vezi aspectele bune din viața ta și să fii recunoscător ori de câte ori ai ocazie. Relațional, cum spuneam, Palas este în mers direct și este posibil să abordezi situațiile romantice cu mai multă fervoare decât de obicei. Realitatea îți oferă indicii despre ceea ce ar trebui să faci în timp când ești treaz. Eclipsa parțială de lună susține trigonul dintre Soare și Neptun, care te poate ajuta să găsești câteva soluții creative la problemele romantice actuale, când nehotărârea este o problemă. Ai încredere în intuiție, în primele tale reacții. Brusc, ai chef să devii serios. Semn că Iunona
din Capricorn știe să te strunească. La fel de bine este posibil ca tu să fii cel care ia lucrurile în serios prea repede. Dacă însă sunteți pe aceeași lungime de undă, s-ar putea să nu fie nevoie să te retragi o vreme. Profesional este o perioadă încărcată, organizezi, planifici totul cu atenție, în așa fel încât să poți să oferi tot ceea ce se așteaptă de la tine. Nu face voluntariat dacă nu ai timp. Problemele de management ar putea face să te simți obosit. Loialitatea față de companie, uite și ție ți se întâmplă, simți că loialitatea față de companie ar trebui să fie reciprocă. Ești atras de o chestiune nerealistă legată de locul de muncă. Deschide ochii, altfel te joci cu stabilitatea serviciului. Financiar, o săptămână plină de energie, îți place să vorbești cu oamenii, s-ar putea să devine răbdător cu cei care nu sunt deschiși la punctul tău de vedere, dar ai multe de făcut decât, mai multe de făcut decât ai timp. Așa că fă-ți un plan și spune-i șefului ce se întâmplă. Proiectele realizate împreună cu femeile, proprietățile, produse alimentare și imobile sunt pe lista favoriților săptămâna aceasta. Deci, astea sunt domeniile în care vei excela. Ca sănătate, ești inventiv și îți place să experimentezi multe. Include aici testarea reacțiilor la diverse alimente sau diverse exerciții fizice. Poate vrei să faci un experiment care se referă la o schimbare a sănătății și a stilului de viață. Vezi dacă merită și să urmezi un asemenea drum. Energia astrală oferă tuturor șansa de a schimba ceva radical, de la tunsoare la despărțire. Gândește-te care ar fi un pas bun pentru tine. Ai șansa să analizezi propriile practici de sănătate și să sesizezi că este nevoie de o mică ajustare a obiectivelor personale. Încearcă să-ți faci timp pentru a le rafina. Capricorn. Dacă întâmpini rezistență sau neputință într-o anumită zonă, ar trebui să iei acest lucru ca pe un semn ca să urmezi un alt traseu. Lucrurile ar trebui să curgă lin și ușor. Acestea sunt unele din acele zile în care realitatea intră în conflict cu fantezia, mai ales dacă nu ai bine separat, nu le ai bine separate în minte. Bucură-te de lumea ta imaginară, dar ocupă-te și de lumea practică. Eclipsa parțială de lună o împinge pe Iununa, care semnifică angajament, să se conecteze cu semnul tău serios, încurajându-te să te întâlnești cu oameni cu care te poți vedea mult timp de acum încolo. Întâlnirile sunt distractive, dar motivul tău principal pentru a cunoaște oameni noi este să vezi dacă aceștia sunt ceea ce vrei tu. Nehotărârea aduce un plus de tensiune vieții tale când Marte face pătrac cu Saturn. Vrei să ajuți în cauzele sociale, dar nu știi cum să o faci. Găsește modalități de a ajuta acolo unde poți, de exemplu prin donații. Tensiunea crește și în grupul tău social când Marte se opune lui Uranus. Când un prieten îți smulge o mărturisire, s-ar putea să te simți vinovat de plăcerea trupului. Mergi împotriva curentului și bucură-te de ceea ce îți place. Ai o singură viață, nu uita. Relațional, loialitatea este trăsătura numărul 1 pe care o cauți la un potențial partener, mai ales acum cu soarele în Scorpion. De obicei îți poți da seama imediat dacă este posibil ca cineva să-ți cadă în plasă. Profesional, s-ar putea să fii destul de ocupat săptămâna aceasta. Stresul ar putea declanșa o criză într-o situație care refuză să se îmbunătățească. Este mai bine să faci față oricăror greșeli pe care le-ai făcut sau probleme pe care le ai la locul de muncă sau acelea asupra cărora ai foarte puțin control. Politicile instituției, clienții pretențioși sau cerințele managerului pot însemna mai puțin timp personal pentru tine sau pentru familie. N-am ce să-ți fac, fă tot ce poți și încearcă să arăți că ești vesel. Ție-ți place să faci aceste alegeri.
Financiar există multă energie de aer în jur. Asta înseamnă relații. Uneori îi poți face pe oameni exuberanți, dar tu ești orice altceva decât un exuberant. Aduci o concentrare reînnoită prin eforturile de strângere de fonduri pe care l-ai avut în minte de ceva timp. Fie că este vorba de afaceri sau de mici plăceri, este timpul să pui mingea în joc. Între timp, Universul aduce șanse și inspirație, așa că s-ar putea să te gândești să pui un bilet la loterie. Nu se știe niciodată. Ca sănătate ești fericit dacă ești în centrul atenției. Când se schimbă însă lucrurile, preferi să stai în fundal. Mintea ta va ajunge în urmă sentimentele și vei încerca să-ți dai seama ce vrei cu adevărat. Nu te forța să fii prea sociabil în primele două zile ale săptămânii. În schimb, concentrează-te pe ceea ce îți poate oferi cea mai sigură poziție. Mișcare, mese ușoare, ore regulate de somn. Ai grijă de timp. Vărsător. E, tu răsfață-ți natura senzuală săptămâna asta. Această parte a ființei tale nu se exprimă în mod regulat. Fă o plimbare lungă cu cineva iubit. Arde niște lumânări roșii parfumate în dormitor sau fă o baie fierbinte cu spumă. Gusturile și mirosurile sunt foarte puternice pentru tine acum. Bucură-te de o cină romantică în doi. Nu te lăsa prins de aspectul intelectual al lucrurilor, încât să uiți de latura senzuală a vieții. Eclipsa parțială de lună aduce vești bune. Ceva la care ai lucrat îți este în sfârșit la îndemână. Această piatră de hotar te poate ajuta să-ți sporești stima de sine și să ajungi valoarea emoțională și financiară a vieții tale. Iununa este în Capricorn în sectorul confidențialității. În următoarele câteva săptămâni, vei renunța la angajamentele anterioare care nu-ți sunt de folos și te vei concentra pe vindecarea interioară și pe creșterea spirituală. Relațional ai putea simți multă afinitate și atracție în jurul tău, deoarece atât Soarele cât și Mercur sunt în Scorpion. Și cine se poate plânge? Dacă cineva nu și-a arătat interesul pentru tine înainte, s-ar putea ca acum să fie atras de tine. Atenție însă, pătratul Marte-Saturn duce la o anumită frustrare, mai ales dacă simți că ai făcut totul bine și nu se ajunge nicăieri. Întreabă-te, poate este un blocaj undeva. Eclipsa parțială de lună îl stimulează pe Uranus, stăpânul tău, implicat în opoziția cu Marte și să aducă o anumită cantitate de imprevizibilitate, mai ales în ceea ce privește comunicarea. Dacă cineva nu ți-a trimis un mesaj cu detalii despre o întâlnire, s-ar putea să fie ceva neregulă. Vezi, ți-a scăpat porumbelul. Profesional, așteaptă-te ca lucrurile să meargă bine. Ar fi înțelept să lași irascibilitatea deoparte. Un incident nefericit nu-ți grevează banii și nici valorile. Cere feedback pentru cele mai bune rezultate. Cred că ar trebui să fii sigur că tu și ceilalți sunteți pe aceeași lungime de undă. Petrecerea timpului într-un loc în care farmecul tău este apreciat și umorul îți reîncarcă bateriile, nu doar la locul de muncă, este un lucru foarte bun. Nu de alta, dar dacă lipsește umorul la locul de muncă, imediat te dezechilibrează. Așa că ți-aș recomanda un sfârșit de săptămână prelungit. Financiar, multă activitate în sectorul carierei, ceea ce cu siguranță ar putea aduce mai mulți bani pe card. S-ar putea să primești un mesaj de la un șef, de la un coleg de muncă sau de la un prieten care îți schimbă viața pentru totdeauna. Acest mesaj poate veni și din univers, în sensul că îți spune că trebuie să-ți schimbi cariera în ceva mult mai semnificativ pentru tine. Și banii vin atunci când îți urmezi inima. Ca sănătate, s-ar putea să nu te mulțumească marcajele astrale de săptămâna aceasta, deoarece acestea semnalează o schimbare radicală.
s-ar putea să fii pregătit pentru schimbare, caz în care vei avea parte de această energie specială, sau să fii nervos la gândul schimbării și să fii puțin încordat și să scape ocazia. Oricum, trebuie să încetinești ritmul și să intri într-o rutină cu tine însuți, astfel încât să poți trece prin următoarele câteva zile calm. Dacă plimbările lungi îți calmează nervii, de ce să nu le încerci? În sfârșit, pești, este posibil ca săptămâna aceasta să ai senzația, ba că ești împins de către ceva, ba că te trage altcineva. Într-o clipă simți că ar trebui să stai pe spate și să aștepți ca lucrurile să decurgă de la sine. În următoarea simți că ești împins să sari în picioare și îți dorești să faci altceva. Niciuna din variante nu este mai corectă, așa că dacă le recunoști pe amândouă, acceptă-le, e un pas înainte și încearcă să o iei pe drumul tău. Urmează-ți visele, s-ar putea să te conducă în niște locuri incredibile acum, că Palas este în mers direct și cum tu o ai în semnul tău, ai șansa unui nou impuls care se numește intuiție, creativitate și înțelepciune care să te ajute în următoarele câteva săptămâni. Eclipsa parțială de lună te încurajează să-ți folosești intuiția pentru a te ghida pe măsură ce te îndrepți spre obiectivele tale. Nu-ți fie frică să visezi. Orice este posibil cu puțină credință. Relațional cu asteroidul Pallas în mers direct prin semnul tău orientat spre vindecare, poți ajunge la acea iluminare prin mesaje și vise care aduce, scoate, dacă vrei, la lumină mesajele din subconștient. S-ar putea să ai deja acces la răspunsurile pe care le-ai căutat în ultima vreme. Eclipsa parțială de lună amplifică influxurile trigonului dintre Soare din Scorpion și melancolicul Neptun din semnul tău, deschizând calea pentru vindecare. Dacă cineva, în mod special, o persoană care te-a rănit, își cere acum scuze, nu va fi nicio problemă ca să-l ierți. Ionon, asteroidul căsătorie este în Capricorn, suficient pentru a te face să nu mai visezi cu ochii deschiși și să începi să reconstruiești viitorul în realitate. A nota câteva dintre obiectivele solide este un semn bun. Profesional, este un moment în care ar trebui să apelezi la relații. Rămâi cât mai organizat pentru a fi, că vei fi ocupat, mai ocupat decât te aștepți. Discuția cu clienții pentru a vedea cât de mulțumiți sunt de produsele și serviciile tale este extraordinară. Acest lucru poate ajuta să faci o treabă mai bună. Dacă nu ești mulțumit în ceea ce privește munca, gândește-te că ar trebui să, ce ar trebui să îmbunătățești și unde să aduci o contribuție sinceră. Tu ești responsabil pentru îmbunătățirea situației profesionale. Financiar este important să spui ce vrei, mai ales când vine vorba despre muncă și bani. Acest lucru pune accent pe sectorul studiilor superioare și pe învățare, așa că abordează fiecare situație, chiar și una prin care ai trecut de mai multe ori, de parcă ar fi ceva nou. Este posibil să fi trecut cu vederea o modalitate de a câștiga mai mulți bani. Ca sănătate, fii atent la problemele care apar în jurul tău. S-ar putea să fii deschis la idei noi și noi moduri de a gândi, dar nu lăsa această deschidere mentală să te bage în probleme. Ai dreptul să spui nu atunci când o graniță este depășită. Și tu ești cel care stabilește limitele. Oferă-ți beneficiul curajului, respectând rutina obișnuită de sănătate în această săptămână. Dacă știi să ai grijă de tine, ești predispus să faci alegerea curajoasă atunci când ți se oferă ocazia. Iată, dragii mei, acestea au fost previziunile pentru săptămâna în curs. Îmi doresc să vă fie de folos, Dumnezeu să vă binecuvânteze sau, cum spun eu, Dumnezeu și astrele să vă binecuvânteze și să vă fie de folos ceea ce v-am spus. Vă dau întâlnire săptămâna viitoare la aceeași oră. Seară bună! Bine v-am regăsit, oameni buni! Este prima filmare oficială de la mine de acasă
Vă invit la mine oricând să vedeți ceva cosmic, fiindcă cyberspace-ul meu, universul meu tehnologic, se mărește cu acest dispozitiv adus din cosmos. Nu este deloc o glumă, e vorba de o invenție rusească, militară, și vă spun de cosmonauți și de cosmos, fiindcă legendarul nostru cosmonaut, avem și noi românii un singur cosmonaut în persoana domnului Dumitru Prunaru, el prezintă acest aparat în România, el l-a adus, să spunem așa, și trebuie să avem toată încrederea. Nu numai atât, eu de când îl am, văd că merge exact cum ați mai citit sau și eu mai mă documentasem pe internet. Adică vă ajută foarte tare cu tot felul de bacterii, de mucegai, tot ceea ce aveți dumneavoastră prin casă, vă incomodează și nu știți cum să scăpați de aceste nenorociri. Asta în ceea ce privește aerul. Deci orice fel de noxe din aer, robotul ăsta deștept, să spunem așa, le rezolvă. Nu mai stați cu frică în vremurile astea tulburi în care vă gândiți în fiecare moment că dumneavoastră sau membrii ai familiei dumneavoastră se pot îmbolnăvi oricând. Mai bine băgați în priză un imunocub și scăpați de toate problemele. Și veți simți exact aerul ăla de munte puternic sau aerul de lângă briza mării și de asemenea gustul alimentelor atunci când folosiți imunocubul va fi gustul ăla de pe timpuri, atunci când totul mirosea bine, avea un gust frumos și viața era foarte, foarte frumoasă și mult mai relaxată decât astăzi. Pentru sănătatea și siguranța familiei mele, eu am ales imunocub. Nu ratați imunocub, fiindcă nici nu știți ce pierdeți.